Bun găsit tuturor, vă spune Mădălin Negoiță de pe Arena Dr. Constantin Rădulescu, acolo unde are loc ultima partidă, etapei cu numărul 13, campioana CFR Cluj o întâlnește pe Șepși, este blocată, Buena respinge, însă îi așează această minge lui Aganović. Rar a fost, am văzut astfel de poziționări la corner, dar este gol! Este gol marcat de Rashid Buena! Minutul 24 la primul corner, fostul jucător al celor de la Șep și deschide scorul, putem spune chiar contrar jocului. Orice s-ar întâmpla, oricât de slab ar juca CFR, este în continuare expert în fazele fixe. 5 jucători, aproape de linia porții lui Nițu, reluare imparabilă a lui Rashid Buena. Și dacă el însă a atins aici, vom vedea. Da, el este, era și Burcă în aceeași zonă. Excelent! Camora aruncă lungă de această dată, prelungește Omrani, Sushi și trimite lui Deac, e greu însă să șuteze din acea poziție. Alibek, preluare frumoasă! Și alunecat în momentul execuției, același Aganović tot acolo trimite, minge care cade în careul mic și este un șut în plasa laterală al lui Ciunciucov. Da, este corner, este, da. Julio a fost cel care a atins, singurul care a atins mingea în acel duel. 11 sezoane deja pentru Camora la CFR. Ce prelungire bună pe spate de Ac, deposedat în ultimul moment, e penalti. E penalti, Julio este împiedicat și cred că este chiar accidentat după această intervenție. Ar trebui să fie și cartonaș. Era o situație iminentă de gol. Este faultul lui Mitra. Este faultul lui Mitra. Nu știu dacă îl atinge chiar atât de rău pe Julio, dar așa a apărut. Nu știu dacă ar fi permis Julio să simuleze, mai ales că a avut șut la poartă. Este faultul lui Mitra. Da, nu atinge bara, spune Andrei Chibulete, și păstrează linia. Situație de 2-0 pentru CFR. Execută Juan Emanuel Julio, scoate Nixui, oh, ce traiectorie, ce traiectorie, apoi a mingii, 2-0 pentru CFR, un gol norocos reușit de echipa lui Dan Petrescu, intervenție bună a lui Nixui, execuția lui Julio n-a fost strălucită. Ce traiectorie ciudată, însă capătă mingea, iată, Nițui, cred că, oricum, a scos din poartă, a doua atingere a lui Julio, este în poartă, este de după linie, iată. 2-0 pentru CFR, scor mai liniștitor. Iată-l pe Dan Petrescu, cum a urmărit această lovitură de la 11 metri. Ce presiune! Pleacă foarte bine Dimitrov în spatele lui Petrila. Dimitrov, centrare în fața porții! Respinge Camora. Foarte bună pasa lui Păun.
Bordeanu, Ali Bek, ce prelungire, n-a fost offside, excelent, a stat și Omrani, șansă de gol pentru Bilele, Omrani, intervenția lui Nixui, vine din spate, Deac continuă, este însă blocat de Tincu, lovitură de la Colț pentru CFR. Petrila, nu iese însă preluarea, pasă greșită înapoi, Ali Bek! Este ratare uriașă, a căutat colțul scurt Ali Bek. Ce greșeală face Dimitrov. Tincu era și el destul de avansat.